Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjana. Avem plăcerea să fie în studiu, doamna Codruța Buzocu, directorul Colegiului Tehnic numărul 2 Târgu Jiu, directorul ajunct a acestei instituții de învățământ, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Să spunem că invitația din această seară nu este deloc întâmplătoare. Sunt niște evenimente care s-au desfășurat chiar astăzi. Și emisiunea noastră încearcă să se canalizeze pe o parte, să spunem, din ce s-a întâmplat astăzi la Colegiul Tehnic numărul 2. Despre ce a fost vorba, să spunem așa, să le împărtășim și telespectatorilor. Astăzi la Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu a avut loc Cercul Metodic al Directorilor de Licee din Gorj. În cadrul cercului au fost propuse două teme: marketing educațional și realizarea parteneriatelor între școală și comunitate, o premiză pentru educația de calitate. Ne bucurăm că temele abordate de noi au fost de interes pentru dumneavoastră și dorim să continuăm dezbaterile începute la noi la școală. De fapt, este un subiect care ne frământă un subiect de actualitate și un subiect la care răspunsurile nu se găsesc nici foarte repede, nici foarte ușor deși cred că e bine să știm, să învățăm și să aplicăm din experiența celor care au avut rezultate pozitive. Suntem obligați să găsim soluții pentru că putem urmări ce s-a întâmplat în ultimii ani, să luăm doar situația de anul trecut, deși am avut locuri la învățământul profesional, inclusiv pe învățământ dual, deci acel, pentru telespectatori, acel învățământ în mm. care pe lângă subvenția acordată de stat vine și angaja vine și unitatea angajatorul. angajatorul cu o sumă, deci copiii practic primesc P chiar ajung până la 500 de lei pe lună, noi ne canalizăm cumva și familie, și chiar și copii, insistăm pe licee teoretice, pe partea umanistă, să spunem așa, și ne trezim în situația în care nu facem față economic. De un, de, eram cu câțiva ani în urmă, veneau investitori străini în România pentru forța de muncă ieftină și calificată. Deja da. ieftin nu mai suntem, dar problema nu mai suntem Din deloc, nici. în sensul că deja ne-am dus în altă parte. Trebuie să facem ceva că, indiferent cât pleacă, că vom forma cu siguranță forță de muncă pentru sănătate, rămânem cu situația asta, cei care rămân trebuie să facă față, adică și România trebuie să funcționeze. Și provocările acestea, acestor provocări trebuie să le facă în față, în special liceele tehnologice. tehnologice care, deși se vorbește despre ele de multe ori nu foarte frumos, să spunem așa, uh, sunt socotite vinovate pentru faptul că centrul de probabilitate la bacalaureat este mai redus decât la liceele teoretice, situația nu-i deloc așa în sensul celălalt. Deci provocările sunt foarte mari și chiar aș vrea și asta am așteptat și de la dezbaterea de astăzi. S-au atins unele puncte, încercăm să atingem mai multe astăzi pentru că trebuie găsite soluții și soluțiile Degeaba așteptăm de la alții, soluțiile vin tot din interiorul uh, învățământului S tehnologic, a managerilor de școli și, bineînțeles, și agenții economici trebuie să fie mai clari în ce își doresc și să facă și eforturi mai mari. Pentru că una din probleme care trebuie să o recunoaștem, bun, unii dintre angajații buni pleacă și din cauza faptului că sunt foarte prost plătiți în România. Așa este. Ați atins o problemă pe care încerc să -o, o scot în evidență și cu această ocazie, este problema promovabilității la bacalaureat. Nu ne scuzăm, noi facem eforturi pentru ca copiii noștri să aibă rezultate cât mai bune, dar, într-adevăr, pe umerii noștri sunt mai multe responsabilități decât la un liceu teoretic, fără a ne compara de parte de a uh, submina, într-un fel, prioritatea pe care o are și care este recunoscută, valoarea, de către mine, de către colegii mei. La noi este aspectul bacalaureatului, dar și pregătirea profesională. Avem multe forme de învățământ, începând de la, de exemplu, la noi la școală este și filiera teoretică și ne adaptăm pentru copiii de la filiera teoretică. Aceștia, majoritatea, doresc să continue să meargă spre facultate și, de ce nu, Spre din nou spre domeniile tehnice. Până la urmă, și de la liceele teoretice, copiii foarte buni merg pe domenii tehnice, pe electronică, pe telecomunicații, mai vorbim de informatică și așa mai departe. Uh, sunt copii de la școala profesională. Copiii aceștia ajung foarte repede în câmpul muncii. Până la urmă, sunt niște copii la 15-16 ani, intră la angajatori, intră la practică. Trebuie să-și asume rolul de angajat aproape și să respecte regulamentul, să angajatorul trebuie să se plieze cumva și la nevoia lui de copil încă, să înțeleagă și să uh, adapteze metodele de lucru, cred, la, da. la, la ei, la, la respectivii copii. Cu siguranță trebuie să fie și pedagog, adică trebuie să aibă cunoștințe exact. minime. Mentorii, și, asta. și de, mult, de da, practică. Și de multe da. ori nu se vede acest lucru. Apropo de dezbatere de, dezbatere de astăzi, angajatorii par să aibă niște cerințe, pretenții, foa, da, niște chiar. pretenții chiar, da, destul, da, destul da. de mari, iar acești elevi nu sunt pregătiți să facă față acestora încă. Nu. Mai este adevărul și din partea cealaltă, din păcate, adot, din păcate, dotarea liceelor tehnologice, a celor care au școli de arte și meserii, nu mai este la nivelul standardelor, și de multe ori pregătirea practică ar, ar fi, poate ar fi mai bine să fie mai lungă la nivelul angajatorilor. Era și o propunere din discuția de astăzi. Noi chiar ne-am ocupat de această problemă pentru că, pe lângă practica comasată, acea practică săptămânală o desfășoară în mare parte, cel puțin în anii terminali, vorbesc de anul 3 de profesională, la angajator. Deci copiii merg și în timpul săptămânii, dar după cerințe. Noi pregătim, de exemplu, elevii de la ospătar. Momentul în care a început sezonul și angajatorul ne-a solicitat, copiii noștri merg deja la practică și, și în timpul săptămânii și sunt apreciați și sunt convinsă că și vor avea și servici acum la terminarea... Școlii profesionale? Se discuta astăzi, e, era o sesizare corectă făcută, și anume că, dacă pe servicii, în general, locurile se ocupă și la învățământul profesional și la liceu, și, și la liceu deci nu sunt probleme deosebite, în momentul când ajungi alte ramuri, lucrurile devin mai dificile și devin dificile și la angajare, nu numai la momentul, să zicem, efectiv de ocupare a locului. Oare să zicem că ocupe aceste clase, deși s-a văzut pe anumite profile că nu s-a făcut acest lucru în anii trecuți, chiar dacă era o ofertă foarte bună. Iar după aceea, cu siguranță, nici la angajare, problemele, problemele continuă. Chiar dacă repet, au fost și investiții în învățământul gorjan și sunt câteva firme mari din Gor sau de pe Oltenia, cele din domeniul energetic, care au făcut investiții destul de mari în ultimii ani și investesc în aceste clase, dar iată că ele nu se ocupă, copiii nu se arată foarte doritori spre aceste domenii. Da, este o, o altă divergență, să spunem, în, între ceea ce oferă școala și ceea ce cere angajatorii. Sunt multe meserii pe care le cer angajatorii și școala nu le oferă. De ce? Și noi am încercat. Suntem la școala profesională în anul 3. Am încercat cu mai multe meserii. Cu strungar, cu electrician, nu au fost solicitări. Deci au fost propuse în planul de școlarizare, am făcut promovare, așa cum facem pentru toate celelalte calificări. Nu au fost solicitări din partea copilor, cred că și din partea părinților. Cred că, așa cum spuneam, lucrurile sunt foarte, foarte complexe și nu există o consiliere, o consiliere care trebuie începută, cred, la școala generală, o consiliere pentru carieră. Părinții consideră încă o rușine, ca și să meargă la învățământul profesional. Da, da, să meargă la învățământul profesional. La învățământul profesional ajung copiii care nu au acces la liceu până la urmă. Sunt puțini care și-au dorit, dar mai sunt. Deci sunt și copii care vor neapărat școala profesională. Parcă încep să se mulțească, da, dar da. totuși procentul de creștere da. este nesemnificativ. Este nese încă. Deci sunt exemple rare. Copii care vin pentru că și-au dorit să facă această meserie, dar au început să fie. Dădeam un exemplu, și apropo de, de această discuție cu, cu școala profesională. Avem oameni la generație, generație de undeva, au acum în jur de 50-60 de ani care făceau școala în anii 70, care au început cu învățământul profesional. profesional, au continuat cu liceu, unii au ajuns chiar la doctorat și sunt chiar conducătorii unor unități chiar la nivelul gorjului, ca să nu mai vorbim de nivel la nivelul țării. Deci nu era deloc învățământul profesional o cenușereasă, cum este acum. Pe de altă parte, și aici poate trebuie să și în, această negociere pe care ați încercat să o facă, această dezbatere între angajatori și școli, pentru că au fost directorii de licee în, în sală, cred că trebuie făcută din ce în ce mai pregnant pentru că trebuie găsite anumite lucruri, adică de regulă angajatorii dau vina că sistemul educațional nu pregătește exact. nu pregătește așa specialiști pentru asta. Da. Da. Ori, din ce am văzut și din ce știm care avem legături cu domeniul, nu prea, lucrurile nu stau chiar așa. Deci, Cumva trebuie, trebuie găsite, să zicem, punțile de legătură pentru că altfel un dialog al surzilor în care uh, angajatorii dau vina pe, pe școli iar școlile spun nu putem, nu avem dotări sau uh, nu ne înțeleg angajatorii, practic ne oprim acolo. Lucrurile ar trebui să evolueze și una dintre ele și uh, cred că am mai discutat uh, din această emisiune și cu alți interlocutori, Problema că, bun, un angajator oferă și locuri, oferă și locuri pentru practică, da? dar el e posibil să fie o firmă mai mică, care nu poate, adică se blochează activitatea zile întregi ca să facă acest lucru cu copiii. Ori ar trebui să existe niște facilități, pe lângă faptul că angajatorul vine pe învățământ dual cu niște sume de bani, să poată să-și deducă aceste lucruri, de adică să aibă și el un avantaj pe lângă faptul că își găsește viitori salariați. Cred că ar fi un punct de plecare pentru asta să intervină sistemul educat. de fapt statul să intervină în chestia asta. Încă de pe băncile școlii profesionale să aibă niște da. facilități, da. pentru că la angajare, din tot din ce s-a discutat astăzi, am înțeles că au facilități și chiar sunt cerute acele subvenții de angajatori uh, pentru integrarea absolvenților. Una din întrebările pe care am lansat-o a fost ce șansă au uh, absolvenții fără experiență de a accede într-un loc de muncă, un loc de muncă bun și un loc de muncă în conformitate cu pregătirea sa profesională. S-a spus că există deschidere la majoritatea angajatorilor, că acel portofoliu pe care și le realizează pe parcursul liceului este important, se vorbește despre activitățile de voluntariat pe care le desfășoară, care s-ar putea considera uh, experiență în muncă, dar și cu toate cunoștințele, cu toate competențele dovedite prin rezultatele avute de-a lungul școlarizării. Faptul că angajatorii s-au arătat receptivi la acest lucru ne solicită în continuare să integrăm elevii și să. Participe la activități cât mai diferite pe parcursul școlarizării, pentru că, pe lângă pregătirea profesională, cred că trebuie acea pregătire personală, acele competențe transversale pe care le va folosi de-a lungul vieții. Până la urmă, piața muncii este într-o continuă schimbare. Îi pregătim astăzi pentru o meserie, peste 5 ani sunt cu totul și cu totul alte cerințe, tehnologia se dezvoltă. Copiii trebuie să se adapteze și să fie capabili să facă acest lucru. Exact ce am vorbit puțin mai devreme, însă aici au dreptate și angajatorii în sensul că uh, sistemul educațional este totuși și conservator pe undeva, nu oferă anumite calificări pentru că, de exemplu, și luăm situația, să nu supărăm pe alții, luăm situația colegiului teni 2, poate, da, poate o meserie cerută nu are, nu are specialiștii necesari sau dotarea necesară, că este și, și această problemă. Ori angajatorul vrea neapărat, nu știu, sudor sau vrea nu știu ce altă meserie mai dificilă care se găsește din ce în ce mai greu. Și atunci aici, cumva, din perspectiva angajatorului, are dreptate. Da, domne, mie nu mi oferă chestia asta. Pe partea cealaltă nici școala nu poate să ofere asta pentru că nu are... Depindem de... de cerințele da. minimale până la urmă, pentru a te autoriza pe o anumită calificare și de cerința părinților și a elevilor. Până la urmă copiii și aleg traseul educațional pot fi convinși dar mai greu. Cred că nu există acel cult al meseriei la noi. Vorbeam de la școala profesională pare o rușine la un moment dat. Dar aici trebuie lămurite lucrurile și în primul rând, cred, cu, cu părinții, deși majoritatea părinților acestor elevi sunt pregătiți pe, pe meseriile respective, da? Poate că pentru copiilor doresc altceva, n-au fost mulțumiți, nu știm, fiecare are motivele dumnealor, dar cultul meseria e lucrului bine făcut zugrav, instalator, informatician, orice, orice meserie, până la urmă trebuie bine făcută, bine cunoscută și bine, bine, bine Bine, bine. mai e o problemă făcută. și sesizată chiar de părinți, părinții al unor copii de gimnaziu, spuneau așa, da, domne, bun, eu sunt de acord ca copilul meu să meargă la nu știu ce școală profesională. Dar eu trebuie să mă gândesc, eu trebuie să vă spun că Deși am și știu un caz concret, chiar îl citesc pe părintele respectiv. Eu sunt instalator la bază, între timp n-am mai găsit unde am lucrat. Eu am, știu, am noțiuni de electricitate, mi-am făcut o calificare prin femeie și acum fac pe electrician. Dacă e nevoie, fac și pe zidarul. Dacă e nevoie, nu știu. Și e, aici e problema. Om românul e priceput, cam la, la toate. toate. Dar problema este că nu face de multe Bine. ori la nivelul, la nivelul cerințelor. Și acum mai e o problemă sesizată, și astăzi în dezbatere, și anume uh, vorbeam de portofoliul. Ăla de, deci, pe hârtie și copiii știu foarte multă teorie. În general, de la liceele, teorie, cel puțin pe partea de, de, module, de asta se știe, se știe multă carte, dar care nu te prea în momentul când ajungi la partea practică. Că un angajator privește, în primul rând, să-l să ajungi practică. Adică și aici avem problema că când trecem de la teorie la practică și asta nu numai în învățământul profesional, e o problemă în general a învățământului românesc. Cred că vorbesc din nou cel mai mult de la noi de la școală. Cred că în învățământul profesional e cea mai mică problemă. Pentru că acești elevi de la școala profesională din anul întâi realizează practica. Avem și dotări la școală, dar se completează foarte bine și noi am avut deschidere și înțelegere din partea agenților economici parteneri, mulți agenți economici parteneri, pe mecanica auto, și pe și alimentație pe meseria de ospătar. Copiii chiar fac practică. Problema mai mare este la liceu. Vorbesc tot de filiera tehnologică, mai puțin. Acolo, într-adevăr, practica este mai mult teoretică, se realizează mai mult la școală, în laboratoare, și acolo ar fi necesară o intervenție, o acceptare din partea agenților economici. Pentru școala profesională, foarte multă deschidere am găsit. În, în realizarea practicii comasate. Bine, acum, apropo de partea teoretică, am ajuns. Deci, județul nostru a ocupat un loc fruntaș și anul acesta, și de câțiva ani o face la Olimpiadele Olimpiade. pe, pe domeniul ăsta, pe, pe domeniul tehnologic, <coughs> în timp ce Uh, nu se vede acest, să zicem, creșterea rezultatelor la olimpiade din fiecare an nu se regăsește și în creșterea numărului absolvenților de sau celor care optează pentru profesional. Deci ar trebui să vedem, să se creeze și emulația asta. Bun, sunt din ce în ce mai bine pregătiți, dovadă rezultatele, să crească numărul. Deocamdată nu se întâmplă acest lucru. Probabil se va întâmpla la un moment dat. Să zicem... Încă suntem la început, la școala profesională, da. cred că de patru ani s-a da. implementat acest sistem și... S-a reimplementat da. pentru re că am avut, da, da aveam da, o tradiție. Da. Spuneați ceva astăzi din acele slide-uri care le puneați în, în discuție despre faptul și sesizarea a făcut, experții băncii mondiale au constatat acest lucru, că în ultimii 15 ani numărul meserilor care necesită muncă fizică a scăzut cu 15%, în timp ce meseriile care presupun analiză și creativitate au crescut cam cu același procent. Se vede acest lucru și în specializările oferite de liceele gorjene și în cele din țară, așa din ce știți. Se vede până la urmă meseriile, calificările de la liceele tehnologice sunt să zic, de un nivel superior. În la urmă tehnician, operator tehnică de calcul. Este o meserie în care, într-adevăr, aplicarea este pe calculator, dar se face în urma unei pregătiri teoretice, în urma unui um, al algoritm pe care trebuie să-i cunoască, în urma unei analize Elevii trebuie să, să gândească, să rezolve probleme pe care să le aplice pe calculator. Bun, această calificare de tehnician este prezentă în învățământul gorjan și românesc, cred care două decenii aproximativ. Calificarea, nu, e una dintre calificările mai noi. Oricum, e de, totuși e destul de mult timp. Este, da. Deci aici e problema că ne adaptăm mai greu și spuneam încă o dată, Poate ar fi, și avem acel proiect în care probabil este și liceul dumneavoastră, Rose, ROSE, care ar trebui să pregătească și specialiștii și pentru alte provocări. Dar e un program care se pare că a intrat puțin în vrie la acest moment, la nivel de țară, din ce am văzut uh, uh, intervențiile din mass media din prin țară, pentru din diverse probleme, are niște hibe. Dar ce vreau să, să spun cu asta și apropo de... Întorcându-mă la ce, ce învață copiii no noștri. Încă e o diferență între partea teoretică și practică. Asta e o hiba învățământului românesc în general. Și mai e și un alt lucru pe care, iată, a strânit un scandal și la nivel național. Scandalul provocat de locurile repartizate la universități. Se schimbă paradigma la nivel european, în sensul că se dau mai multe locuri subvenționate pe anumite specializări, gen IT, gen biotehnologie și altele. Și într-adevăr, să ia locurile respective de la partea umanistă în general. Și a ieșit unul între Noi cam trebuie să facem asta, pentru că la Gorj, de exemplu, avem o situație în care uneva la 60% din învățământ este teoretic și vreo 40% este tehnologic. Da. Deși ar trebui să fie Cerențele exact invers. invers. Da. 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 Și e o problemă din acest punct de vedere. Uh, apropo de... Uh, care ar fi speranțele pe care, de care se leagă, să zicem, evoluția liceelor tehnologice, un asemenea liceu conduceți, pentru viitor? Ce sperați că se va întâmpla și din partea statului, și din partea agenților economici? Deci ce le transmiteți cumva că așteptați de la ei ca lucrurile să meargă în direcția bună? Că, până la urmă, cu critica ne pricepem toți. Problema e când trecem la partea să punem în practică, adică să echilibrăm lucrurile. Critica trebuie să înceapă mai întâi cu autocritica, să ne uităm foarte bine în oglindă și să vedem unde greșim, ce n-am făcut. Um, consider puțin că învățământul românesc este puțin elitist. Cred că ne ocupăm mai mult de copiii care sunt mai buni și care dovedesc și mai mult interes, și uităm de cei care la un moment dat își pierd interesul sau au alte motive. Uh, din uh, experiența, chiar uh, anul trecut am fost într-un proiect uh, Școala noastră desfășoară foarte multe proiecte europene Ce m-a impresionat cel mai mult la angajatorul unde copiii au făcut practica Era modul în care se ocupau de fiecare copil Fiecare elev este important și fiecare are alte abilități Are... Uh, Uh, alte preocupări, alte nevoi și atunci toate astea trebuie cunoscute mai întâi și elevul poate fi motivat arătându-i că poate să facă, că și el este capabil ca și colegii lui care poate sunt la un moment dat mai buni, dar poate să-i ajungă din urmă sau poate să fie bun pe un alt domeniu, cred că poate fi câștigat fiecare elev. Altfel se pierd. Rata abandonului școlar este foarte mare și atunci, uh, din partea mea asta, Asta ar fi o problemă care, să zic, mă macină așa, faptul că nu ne ocupăm de toți, de toți elevii. Mai multă preocupare, iar din partea angajatorilor, nu pot să spun o critică, chiar ne-au susținut elevii noștri, în special școala profesională, sunt bine plasați la locurile de muncă, sunt chiar dacă spuneați de angajatori care primesc 2-3 copii în practică, este ok, atât cât au avut nevoie, au reușit să, să le permită să învețe această meserie. Pentru partea de liceu, la nivel de vizite de studiu se desfășoară mai mult, înțelegem și pe dumnealor, nu există, poate, eu știu, programul nu le permite sau spațiile nu le permit, pentru că în momentul în care semnezi o convenție de practică și asumă anumite responsabilități, dacă ar fi o deschidere mai mare și pe partea de liceu, copiii au multe, multe de învățat, și acolo sunt stagii de practică. Am rezolvat uh, această problemă uh, plecând cu elevi în străinătate, prin proiectele Erasmus, în care, într-adevăr, în, uh, în stagiul de practică, uh, chiar dacă sunt trei săptămâni, cineva poate spune că este nesemnificativ. Nu, învață, văd. Se perfecționează și se motivează. Și cred că acest lucru îl putem face și în România. Chiar la un nivel mai mic, chiar poate nu, toate cele trei săptămâni de practică, dar am dorit și aici să, să putem participa cu elevii. Un sistem de motivare din partea angajatorilor să ne ajute. Până la urmă sunt niște copii și Orice stimulent îi motivează un premiu, o excursie, o bursă, un echipament de protecție a muncii ar trebui să se țină foarte mult uh, cont de, de acest. Bun. Lucru. Eu să fiu avocatul diavolului <laughs> să spun așa. Și o să vă spun că avem, uh, iată, situația cu învățământul dual care, deși oferă niște facilități, inclusiv sume de bani consistente relativ, dar în orice caz mult mai important decât cele oferite de stat și totuși nu sunt doritori. Ba din contră, sau clase care funcționează mult sub efectiv. Avem situația asta în județul Gorj, apropo de situație, că vorbim pe concret de situația la Gorj. Cum vedeți implementarea învățământului profesional și dual în județul Gorj la acest moment? Este ea mulțumitoare? nu sunt cerute anumite calificări. Copiii nu le doresc. Asta s-a întâmplat cu învățământul. După părerea mea, nu știu dacă este... Hai, unul, este... Din, unul din argumente este clar. Deci da, sunt nu. meserii care unele nu sunt cerute. Deci și chiar dacă ele ar avea, să ar spunem avea așa, succes pe piața muncii, munci, da, nu da, sunt solicitate da, de către nu, copiii tine. Copiii nu doresc să facă. M-am zis și asta din experiență proprie, strungar, sudor, electrician. Niciuna da, dar dacă meserii privim, dacă privim a fost. O oferta, apropo că a fost și domnul Romeo Chiriac, directorul, Ajo, directorul executiv al Ajo Femei Gorj, dacă ne uităm pe structura locurilor oferite, vedem Există. că sunt libere 12 locuri de strungare, am zis sunt întâmplător nu exact, neapărat, dar, alte zeci de nu știu cât, deci și-ar găsi locuri de muncă, dar nu se privește așa și se gândesc că... Nu mai e o meserie la modă, să zicem, să fii strungar sau sudor. Sau poate deși cam toate, este Foarte grea meseria, li se pare, da, și grea meseria. Toate unitățile acestea mici, prestatoare de servicii, care le avem noi aici, la Gorj de mică industrie, cam toate au nevoie de sudor, de strungari. Și se confruntă cu asta. Nu mai vorbesc de partea mecanică, unde e totdeauna un loc de să spunem așa, și de angajare și de asta, e nevoie de specialiști și din ce în ce mai mult pleacă afară, ca să nu mai vorbim că acum dai cu și în Târgu Jiu, nu găsești instalator, nu găsești tot ce trebuie, mă refer pentru viața zilnică ca să -ți facă, ca să nu mai vorbim că nu mai găsești reparatori de diverse electronice sau ceva de genul ăsta, unde altă dată era să călcau pe picioare. Știu, da, cum cumpărăm unele noi. Eu da, mai există și societatea consum a găsit soluția să de trai evite. a crescut. Trebuie să recunoaștem și putem să... Dar sunt unele lucruri care sunt totuși de o anumită valoare. Se Sunt puse greu din nou, sunt cumpărate din nou și o, ar fi loc pe această piață și fi, pentru, da, pentru reparații. Centrale termice sau alte da, instalații. Care da. nu se înlocuiesc așa, așa de ușor. La bă, acestea, gen televizoare care sunt mai simple acum sau la asta, într-adevăr, o mașină de spălat, poți să o și înlocuiești cu un efort, să zicem așa, destul de, de rapid. Poate uh, să fac. Până la urmă, în, într-adevăr, trebuie să te pliezi la piața muncii, la cererea de pe piața muncii, dar nicio școală nu cred că e bine să schimbe aceste meserii, aceste calificări pe care le oferă în fiecare an. Până la urmă trebuie să-ți faci o bază materială, să ai specialiști, să ai o experiență pe un anumit domeniu. Nu cred că pot astăzi să formez sudor și mâine să formez informaticieni și așa mai departe. Cred că totuși trebuie să ne păstrăm tradiția și ar trebui o specializare mai clară a liceelor. Ați adus în discuție un subiect extrem de delicat, cel puțin în județul Gorj. Uh, din goana hmm. după elev, să spunem facem așa. și me și da, și da. Eu, Am început să facem de toate, chiar dacă avem, să zicem, specialiștii pentru meserile respective, nu mai formăm. Adică am ajuns, uh, inclusiv uh, liceul 2 a avut o tradiție pe anumite lucruri, să da. spunem așa. Mai e puțin din vechea specializare, în schimb au apărut ospătarii și alte chestii care, într-adevăr, exterlaspele dovadă că e de succes. Dar, nu o să înțeleg, a dispărut, apropo, se vorbea astăzi, a dispărut învățământul articolului. E ca și dispărut, practic nu mai există. Nu, avem domeniul silvic și avem și păduri și ăsta, din nou e, e dispărut. Încercăm acum cu parteneriate cu industria, pe industria constructoare de mașini, am înțeles, dar și acestea se caută. Se fac, avem firme de cablaje în Târgu Jiu. Deja au venit două, e pe drum a treia și deci e, ne, e nevoie de forță de muncă calificată pe de acest domeniu. N-am auzit încă un liceu, am înțeles că sunt negocieri din ce așa, să pregătească o, măcar o clasă, două în domeniul respectiv. Poate că ar fi atrăgătoare. De ce nu? Mai ales dacă vine o Mai ales că solicitare specialiștii, încă o dată spun, în licee există specialiști pentru foarte multe meserii. dotării, da. într-adevăr, sunt precare, nu în foarte multe locuri. Da, până la urmă, pot să te canalizez uh, faptul că în economia locală, în economia românească, în general, uh, sunt schimbări în bine, economia crește, asta este de bun augur pentru educație. Într-adevăr, dacă un angajator, este un angajator serios, un angajator cu putere economică, cred că poate fi credibil și poate să reușească în, în învățământul dual. Am primit și câteva întrebări. Da, una e chiar interesantă, cu asta o să și începem. Vorbiți de specializări. Ia gândiți-vă că științe naturale găsim pe la fiecare liceu, într-un fel sau altul. E normal acest lucru. Este exact ce discutam de noi a acum. desa a prea... E nevoie de o specializare a liceelor. O specializare se referă și la bază materială și la profesorii care predau și atunci rezultatele sunt mult mai bune pentru că nu numai elevii au de învățat și noi avem de învățat. Fiecare an ne aduce experiențe noi și perfecționarea trebuie să fie și din partea noastră. Spune cineva sunt un părinte al unui elev de la învățământul profesional. De la un liceu care nu vreau să-i dau numele. Problema este că merge la angajator și este folosit ca forță de muncă neplătită cele câteva săptămâni dintr-un an de zile. Și nu învață nimic, decât își rupe spinare. Sunt situații și situații. Nu știu să vă spun... Nu, nu ar trebui să se întâmple așa, deși... Nu, am citit mesajul da, pentru că... copii. Da. Uh... Trebuie să învețe meserie, dar trebuie să și plece, și de la lucrurile necalificate, să zic. Da, spune cineva, cred că proiectele europene sunt o deschidere pentru școala românească. Felicitări Liceului 2 pentru asemenea proiecte, și mai sunt și alte licee care au. Da, mulțumim frumos și uh, inclusiv elevii de la școala profesională i-am integrat. Pentru că vorbim de elevi bine pregătiți, vorbim de elitele noastre, vorbim. De acei absolvenți de învățământ superior care se întorc în gorj, dacă li se oferă facilități, dar de ce să nu vorbim și de copiii cu probleme și chiar cu probleme de copiii cu CES. Până la urmă, și ei sunt cetățeni, și ei vor fi absolvenți, și ei trebuie să-și câștige o pâine, să aibă o meserie. Inclusiv în proiectele europene, să știți că noi integrăm și copiii cu CES. În luna mai vor pleca doi acești, doi dintre acești elevi, sunt elevi la electronică automatizări, s-a primit subvenție inclusiv pentru uh, unul din părinți care îi însoțesc și au aceleași șanse cu colegii lor de a face stagiu de practică și a învăța această meserie electronica. Până la urmă și copiii cu deficiențe fizice pot să realizeze această meserie. Și este o mod în care am reușit să-i sprijinim. Spune cineva, ce modificări legislative ar trebui aduse pentru învățământul profesional? Mulțumesc! Am vrea să răspundem, dar nu cred că suntem în măsură. Poate ce discutam noi, implicarea angajatorilor față de elevi încă de pe băncile școlii. Adică ei sunt muncitori neplătiți în acest moment. Poate ceva care să-i sprijine. Dar este învățământul dual care le poate oferi acest lucru. Acum avem o problemă apropo de învățământ și asta se referă de la învățământul profesional la cel liceal și nu mai vorbesc de universități. Pregătim forță de muncă pentru alte zone din țară, mă refer la învățământul gorșean, și, sau chiar pentru străinătate. străinătate. E, cum am putea să găsim soluții ca să nu mai plece atât de mulți tineri. Mai ales că, uh, și trebuie să, să știm aceste lucruri și ăsta e un adevăr, nici afară nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Uh, unul dintre angajatorii de astăzi amintea o situație care, după discuția de astăzi, chiar am verificat-o <laughs> și se pare că este adevărată. În sensul că n-am găsit cu numărul de camere exact, dar un salariu mediu al unei cameriste, de exemplu, în... luat situația din Italia, este undeva la 1200 de euro pe lună. La noi volumul de muncă este mai redus pe o anumită persoană, deci costurile angajatorului nu se pot să crească, trebuie să aduc mai mult mai salariați, mai multe cameriste să facă aceeași muncă. Deci pe undeva avea dreptate și angajatorul cum facem din acest punct de vedere. Și acuza cumva faptul că în general angajații români nu sunt să spunem așa nu muncesc cu atâta dăruire cum o fac tot angajații români care merg în străinătate. E adevărat că ce nu spune angajatorul și ăsta e adevărat și revin asupra problemei asta, mai ales că mi-a mai semnalat cineva un, cu un mesaj de genul ăsta, una ai să ai 1200 de lei pe lună și alta ai să ai 1200 de euro pe de lună. De lună. Deci e o diferență, zic eu, enormă, ca să nu spunem, să nu spunem altfel. Uh, problema e cum facem să ținem acești, uh, acești angajatori pe care îi formăm, și formăm bine, de foarte multe ori îi formăm bine. Chiar dacă, să spunem așa, mulți angajatori se plâng de nivelul elevilor, poate și în temea de multe ori, dar, în general, să zicem așa, avem uh, mare, deci o majoritate clară de, de oameni specializați. Cum ar fi să-i ținem, să reușim să-i ținem în vor? Ce ar trebui să se întâmple? Cred că răspunsul nu este la noi, mai ales pentru absolvenții de studii universitare. Care pleacă din Gorj, studiază în altă parte și să dorească să se întoarcă. Această întrebare am adresat-o și astăzi angajatorilor, în special pentru elite. Sunt copii foarte, foarte, foarte buni, într-adevăr. Rezultate la Olimpiade Tehnologice, dar și la Olimpiadele Teoretice. Iar în ultimii ani, Gorjul a dat chiar oameni de geniu, vorbind de un călugăru și alții. Nu știu cum. S-ar putea întoarce călugarul să lucreze ceva în gorj, mai ales pe domeniul lui. Nu știu, dar este un caz particular. Sunt mulți alți tineri foarte bine pregătiți, și medici, și informaticieni, și așa mai departe. Domnul Romeo Chiriac spunea că există acele subvenții care se dau la, la angajare. Nu știu dacă sunt suficient de motivate. Până la urmă, în gorj, nu cred că sunt firme atât de puternice să ofere salarii cum sunt în București. Și deocamdată, nu știu, cred că dacă la noi și văd că se investește în mediul privat, s-a dezvoltat această parte, dacă firmele sunt puternice și pot să ofere acestă, această motivație financiară până la urmă, dar nu numai. Poate să ofere, știu, formări în străinătate pentru tinerii absolvenți să ofere posibilitatea participării la conferințe sau diverse activități care să-i motiveze, cred că a reușit să se întoarcă. Până la urmă avem nevoie de medici buni aici, de, de Bine, ingineri dacă, buni. Dacă este luăm după cifrele oferite de AJOFM, cifre corecte, da. arată cel mai mic nivel al șomajului din ultimii 20 și ceva de ani, la nivelul gorjului, vreo 6.000 de șomeri, o rată de undeva la 5%. Ce nu spune statistica JOFME și nu va spune niciodată, pentru că așa e construită, pentru că sunt foarte mulți care au fost în șomaj, au ieșit din șomaj, dar nu-i mai regăsim. Unii îi regăsim în satele Gorjului și nu fac nimic pe acele ajutoare sociale de care vorbim. Practic. Da, dar foarte mulți dintre ei au plecat afară. Sunt forța de muncă de afară. Avem undeva între 3 și 4 milioane de angajați plecați în străinătate. E enorm cu asemenea forță de muncă. este o scădere artificială a șomajului uh, să înțeleg sau formală? Uh, nu neapărat. Uh, pe de o parte avem pleca unii <coughs> nu mai apar în statistici pentru că sunt plecați. Pe de altă parte... În ultimul timp au venit diverse firme la Gorj care au făcut locuri de muncă la Târgu Jiu și uh, au mai luat din acești da, șorme. Deci n-a mai fost o concurență corect. pe locurile respective. De asta au început să, să, să scadă, dar asta nu înseamnă că lucrurile stau încă bine. Deci până până a spune că suntem pe drumul cel bun, e distanță de destul de mare. Dar școlile au o problemă din acest punct de vedere, învățământul va trebui să vină cu soluții, cu strategii pe chestia asta, pentru că, din păcate, nu le face nimeni altcineva. Deci, dacă ne așteptăm să ne dea, nu știu, guvernanții să facă ceva din acest punct de vedere sau agenții economici, până la urmă toată lumea se uită tot la școală. Că cum spuneam, dau vina pe sistemul educativ că nu face și nu deci. Deci, școala trebuie să răspundă provocărilor, și din partea părinților, că, pe de o parte, părinții vor o formare profesională foarte bună, pe partea cealaltă vor ca tot școala să-i facă oameni pe copiii lor, să facă și partea cealaltă de care vorbea, să fie cetățeni, și tot școala trebuie să răspundă de-a deși timpul petrecut de un copil la școală este doar o pătrime, să spunem așa, din Cât timpul din, de acasă, din, sau da, de pe stradă da, sau. Da. Și de aici automat școlile vor trebui să facă, oricum vor trebui să facă foarte mulți foarte multe din acest, din acest punct de vedere. Nu s-a mai vorbit în ultimii ani, și aici, apropo de oferta școlară nu a nu s-a mai vorbit în ultimii ani mult despre formarea adulților, cei care vin pe post-liceale post și alte lucruri, șco școlile acelea de maestri și toate celelalte care au avut un rol și încă cred că mai au, un rol de formare a, de calificare superioară a forței de muncă existente, aia care mai este existentă în Gorș. Din acest punct de vedere aveți o ofertă pentru sau ați, înainte știu că aveați ceva de pe acest domeniu. Da, o ofertă pe școala de maestri nu, nu mai avem clase în acest moment, doar școala post-liceală. Și considerăm că este o alternativă foarte bună pentru elevii care nu reușesc să ia bacalaureatul. Din păcate, este imposibil ca toți absolvenții să ia bacaloriatul. oricât ne-am dorit, nu putem să mințim acum și să da, ne îmbătăm cu da, apă eu... rece, dar până la urmă termină liceul și pot să meargă la acest nivel de calificare superior în domeniul pe care l-a terminat și să își găsească un loc de muncă foarte bine, foarte bine plătit. Nu da. trebuie să meargă toți la universitate. Da, dar e o problemă apropo de de formarea, de formarea aceasta, că un, un elev de la învățământul tehnologic, la liceul tehnologic, dă același examen de, de multe bacalaure. ori, de bacalaureat, da. de, nu de multe ori, totdeauna același va avea de, aceleași cerințe. Ori nu e același lucru. Deci, în alte țări din Uniunea europeană, de ce s-au făcut aceste diferențieri? Pentru că ele există între ce... Noi vorbim, teoretizăm chestiile acestea de fiecare dată când schimbăm legea, spunem că facem și dregem, dar, de fapt, nu facem nimic în această direcție. Nu cred că se poate schimba în acest moment fără să se schimba și statutul universităților. Probabil că un bacalaureat diferit îți oferă accesul spre anumite forme de universitate. Cred că bacalaureatul se susține identic la toate liceele, pentru că în acest moment admiterea este identică pentru toți absolvenții de liceu. Și atunci sunt șansele de putem, egale. Putem să facem, să reintroducem S -s -s... Învățământul de uh, examenul de admitere și atunci n-ar mai fi o problemă din acest. Dacă nu suntem în stare da, să modificăm. Toate trebuie, toate în, trebuie da. corelate, de la gimnaziu, că... liceu și universitate. toate. Și am atunci legătură. nu mai strigăm nici. Că nu sunt locuri, sau că se ia locuri subvenționate, sau alte chestii, apropo de, de situații de genul, de genul acesta. Bineînțeles, problemele din, legate de învățământul profesional și de rolul parteneriat, parteneriatului educaționale între angajator și formator școala trebuie să existe. Concluzia a fost, deci, parteneriatele acestea trebuie să existe și să fie, nu știu, să fie din în ce în ce mai complexe, ca să spunem așa. Evident, nici nu există discuție. Se vorbește de corelarea ofertei educaționale cu piața muncii. În acest moment, nici nu mai putem. Face altfel lucrurile. Până la urmă, vorbind de școala profesională, toate solicitările, toate locurile care ne sunt aprobate sunt la solicitarea agenților economici. Practic dânsii și-au exprimat nevoia pentru respectivele calificări, cerând un anumit număr de elevi pentru calificarea respectivă. Parteneriatele trebuie încheiate nu numai pe hârtie și nici nu se pune problema. Și trebuie acest. Probabil că trebuie să ne întâlnim mai des. Probabil că uh, aceste dezbatere ar trebui să aibă loc uh, pe mai multe licee, pe tot județul, în care să venim cu problemele fiecăruia și să încercăm să găsim uh, împreună soluții. Trebuie colaborat și trebuie comunicat permanent. Sunt probleme, sunt convinsă, sunt și cu copiii la locul de muncă, sunt și la noi, cum, uh, trebuie să cunoaștem pretențiile dumnealor dân și poate au nevoie să cunoască anumite metode pe care noi le, le aplicăm cu copii și cred că putem, putem modera și putem media toate anumite discrepanțe care pot să apară în, în această comunicare. Suntem pe final de emisiune, însă trebuie să recunoaștem că învățământul românesc, învățământul corșan are și probleme. <coughs> și mă uitam pe o statistică care o prezentați astăzi în, în dezbaterea respectivă tot pe Banca Mondială, se arată, deci un raport al Băncii Mondiale că 50% din statele UE, în 50% din statele UE, peste 20% din adolescenții cu vârste de peste 15 ani se află sub nivelul de bază al cunoștințelor necesare pentru citit și pentru matematic. E, la noi depășește 30%, iar știm acea statistică celor care termină uh, gimnaziu, că sunt 42% din ei sunt analfabet funcțional, deci nu știu ce citesc, citesc jos, dar, dar de de înțeleg. E. Problema e că dacă acești 42% s-ar regăsi în învățământul profesional, ar fi ok să spunem de asta, pentru că s-ar folosi. Dar mi-e teamă că învățământul profesional acum ocupă sub 20% din învățământul românesc, deci foarte puțin, iar restul, până la 42%, îi regăsim la liceu și, ajung la, și la liceu tehnologic din la liceele Tehnolo tehnologice, tehnologice da, pentru evident. că e vorba de medii mici și de alte lucruri e, a, toate acestea cu siguranță vor fi e, vor trebui să fie corectate în perioada următoare vă mulțumim pentru prezența la această emisiune și eu dezbaterea nu se termina, e sigur va continua sigur va continua dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorșană a fost cu noi doamna Codruța Buzău cu directorul ajunct al Colegiului Tehnic numărul 2 Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!